Salutare, dragă Scorpion, și bine te-am regăsit! Eu sunt Cristiana, iar această etalare interactivă este o citire în tarot pentru Zodia Scorpion și este prima citire din seria Terapia cu Tarot pentru dezvoltare personală și spirituală. Iar în episodul de azi, această citire în tarot e menită să te ajute să-ți dezvolți mentalitatea. Vom face asta prin a depista convingerile de bază ce trebuie să reevaluate, acele convingeri limitative și anumite credințe existente pe care le ai despre propria persoană și care clar nu servesc evoluției tale în această viață. Această citire în tarot nu are o dată de expirare, așa că preia mesajul indiferent de momentul la care te-ai conectat cu el. Însă este important să înțelegi că este o citire colectivă și este necesar să îți folosești discernământul pentru a selecta doar mesajele cu care rezonezi și pentru a putea identifica acele mesaje care nu sunt pentru tine și care ar putea crea confuzie în sinea ta. Voi extrage 6 cărți, iar fiecare card în parte va răspunde unei întrebări. Primul card ne va arăta ce convingeri de bază ar trebui să reevaluezi. Ce trebuie să eliberezi? Ce este la îndemâna ta pentru a crește, pentru a te dezvolta? Ce credințe, păreri ai despre tine și ar trebui menținute? Ce credințe ai despre tine și ar trebui îndepărtate? Unde este posibilă transformarea în acest moment? Începem cu 9 de cupe în poziție inversă. Chiar dacă este o carte a cupelor, vorbește despre zgârcenie, afaritate, lucru care îți blochează abundența să apară în viața ta, să-ți transformi visele în realitate. Este foarte important să reevaluezi felul în care privești lucrurile simple din viața ta, lucrurile alea pe care cumva le consideri, consideri că ți se cuvin sau că sunt perfect normale să fie acolo. Nimic nu ni se cuvine și trebuie să arătăm apreciere și recunoștință pentru absolut orice. Reevaluează felul în care te relaționezi cu partea financiară, dar și cu lucrurile care crezi că ți se cuvin. Indiferent despre ce este vorba, că e vorba de relația amoroasă sau de relația cu mama, cu tata, că este vorba despre telefonul pe care l-ai, pâinea pe care o pui pe masă. Recunoștința
creează și mai multă abundență. Și trebuie să fii într-o stare a recunoștinței în fiecare clipă. Ce trebuie eliberat? Sunt foarte multe cupe aici, în etalarea ta, și cupele vorbesc de emoții. Trebuie să te eliberezi de sensibilitatea excesivă. Te simți atacat în fiecare moment, intri în emoții care te dezechilibrează, permiți acelor emoții să vină către tine, să se amprenteze în sinea ta. Este totul despre a înțelege că emoțiile copilărești, reacțiile copilărești nu te servesc. O astfel de atitudine ajungi să o ai pentru că nu îți convin anumite lucruri, cum se întâmplă, că nu îți transformi dorințele în realitate atunci când îți dorești sau atunci când tu consideri că ar trebui transformate sau îndeplinite. Genul ăsta de atitudine nu te servește, așadar analizează reacțiile pe care le ai în viața ta în anumite momente în care ți-am zis lucrurile nu ies cum îți dorești, în care ceva nu îți convine. Este necesar să te eliberezi de astfel de emoții care sunt, da, clar, departe de adevăr, departe de realitate. În același timp, trebuie să eliberezi aceste emoții pentru că ele îți blochează creativitatea, îți blochează mișcarea prin viață, îți blochează, te blochează să fii prezent în viața ta. În momentul în care repeți același tipar de emoții, și istoria, da, se repetă, experiențele se repetă și așa mai departe. Ce ai la îndemână pentru a crește? Ești o persoană foarte doritoare de a oferi iubire, de a oferi atenție, afecțiune. Ești tot timpul în căutarea de a te conecta și a face conexiuni foarte profunde și foarte strânse. La îndemâna ta în momentul ăsta este această energie care te poate conduce în drumuri foarte creative pentru tine. În a începe proiecte noi, în a merge înainte și a pune în practică anumite idei pe care le ai, fără să-ți fie teamă că ai putea eșua sau că lucrurile, repede, da, nu ar ieși așa cum ți le dorești. Indiferent de ceea ce vine ca și rezultat, cel mai important este să te bucuri de tot drumul parcurs până la finalitate, până la rezultat, până primești ceea ce ai de primit. Toată dorința asta a ta de a crea, da, ea poate crea relații, ea poate crea proiecte, ea poate crea orice artistic, nu contează. Ideea este că poți crea într-o energie foarte pozitivă și care îți va răspunde înapoi cu consecințe la fel de pozitive, da? Și atunci folosește această energie și începe să fructifici ceea ce îți dorești să atragi în viața ta.
ce credințe sunt pentru tine și îți sunt benefice, avem valetul de spade în poziție laterală. Ai o sete pentru informație, îți place să cunoști lucruri. Însă este o sabie cu două tăișuri aici, pentru că în anumite momente și ești inactiv, dar sunt doar vorbe acolo, nu pui cu adevărat în practică ideile pe care le ai sau lucrurile pe care le spui și nu te servește. Trebuie să fii în energia aia dreaptă, da, în care pui în acțiune lucrurile, în care te duci întotdeauna înainte către a căuta ceea ce e de făcut pe mai departe, în care înveți noi lucruri ori de câte ori este necesar să cunoști, da, să dobândești mai multă informație, mai multe date. Asta este ceea ce trebuie să ții aproape de tine și să te îndepărtezi cât mai mult de prea multă vorbă și prea puțină acțiune. În momentele în care simți că faci treaba asta pentru că duci lipsă de anumite informații sau anumite lucruri care ți-ar putea întregi imaginea de ansamblu, este datoria ta să cauți răspunsurile respective ca să nu dai la o parte o oportunitate sau pur și simplu să nu pierzi ceva foarte benefic din cauza că nu ai luat acțiune. Ce credințe despre tine ar trebui eliberate? Ai îndrăgostiții în poziție dreaptă. Dualitatea în care te afli, da? Și aici este un exemplu foarte bun la ce am spus mai devreme. Trebuie să fii mai hotărât, trebuie să fii mai determinat. Trebuie să te eliberezi de orice nu îți oferă libertate sau trebuie să ai tot timpul limite sănătoase în absolut orice, chiar și în relația cu tine. Trebuie să eliberezi această dualitate și să redobândești armonia și echilibru. Să nu crezi că atunci când ești într-o relație ar trebui să, nu știu, să adopți o atitudine mai rece sau să dai una caldă, una rece, pentru că aia este o iluzie pe care societatea ne-a implementat-o de atâta timp. Într-o relație trebuie să existe naturalețe în tot ceea ce punem acolo și nu ar trebui să considerăm că e prea mult și atunci dăm un pas înapoi și dăm mai puțin ca nu cumva să fiu luat de fraier. Într-o relație în echilibru acest lucru nu există. Și dacă consider că te afli într-o relație în care ai tendința de a face acest lucru, trebuie să te eliberezi de această conexiune, pentru că nu este cea potrivită pentru tine și pentru a putea primi în viața ta ce este al tău, trebuie să închei ceea ce nu este. Unde este posibilă transformarea în acest moment? A venit 3 de cupe. În relațiile cu prietenii, în relațiile din jurul tău, acolo poate sunt niște lipsuri și în momentul ăsta ești îndemnat să fructifici aceste relații prin a te opri să fii, din nou repet, în dualitate la extreme. Acceptă-i pe toți exact așa cum sunt și vei fi mai împăcat, vei fi mai liniștit. Nu este datoria ta să schimbi pe nimeni, nu este datoria ta să spui
ce este bine sau ce este rău pentru o altă persoană. Trebuie să dai voie fiecărui om să-și trăiască viața exact așa cum alege să o trăiască și să se dea cu capul pentru a putea înțelege lucrurile diferit. Tot ceea ce poți să faci este să fii acolo prezent în acceptare și înțelegere, iar astfel vei consolida aceste relații și vor deveni mult mai puternice. Am un mesaj din partea îngerilor pentru finalul acestei etalări pentru zodia Scorpion. Bucurie. Îți spune că bucuria, emoția bucuriei, deține o vibrație foarte înaltă și îți arată că totul este posibil. Iar bucuria înflorește sau răsare din aprecierea pe care o ai în fiecare moment, da? Să înțelegi că fiecare moment în parte este un cadou din partea vieții. Bucuria îți permite să atragi și să creezi momentele din prezent și momentele din viitor la cel mai înalt nivel posibil. Permite-ți să trăiești bucuria de a fi în fiecare moment prin a te ancora cât mai mult în momentul acum, tot ceea ce faci să plece din momentul acum. Eu îți mulțumesc că mi-ai permis să pășesc în viața ta prin intermediul terapiei cu tarot. Aș aprecia dacă ai lăsa un comentariu cu un emoticon și ai apăsa butonul de like, pentru că în felul acesta arăți susținere către acest material, dar și cele viitoare. În același timp, știm cu cine ne conectăm în această comunitate minunată pe care o construim împreună. Nu uita să apeși butonul de urmărire și clopoțelul pentru a fi la curent cu noile materiale spirituale ce sunt menite să fie unealta ta către adevăr și evoluție. Eu am fost Cristiana și te îmbrățișez cu drag. Ne revedem cu bine în videourile următoare.